zilele. Câți bani am halit cu ele, luam 3 elicoptere și apoi câte jurături și câte alergături și vreo 6-7 băte, toate pe spinare rupte. Matinalii au dat militaria jos din pod și l-au adus de la sala de fitness pe îndrăgitul interpret Cristian Rizescu. Este în topul preferințelor voastre muzicale pe YouTube și nu numai. Și a răspuns și provocării noastre de a topi prin sport kilogramele în plus. De dragul cui s-a apucat să facă mișcare și dacă a reușit să ducă la bun sfârșit antrenamentul, vedeți și aflați în câteva momente. Gata cu gagicile, că mi-o mâncat zilele. Câți bani am halit cu ele, luam 3 elicoptere și apoi câte jurături și câte alergături și vreo 6-7 băte, toate pe spinare rupte. Femeie puternică, director general al unei companii de succes, doctor în științele medicale veterinare, medic-terapeut, dar și interpretă dragă inimilor voastre, Viorica Chiurciu vine la matinal cu melodii de suflet, căci cântecul este parte integrantă a ființei sale, dar și cu dezvăluiri impresionante despre dragoste, despre provocările și succesele profesionale, dar și despre pasiunea pentru cântec. Rămâneți alături de noi! Și de țara mea mi-e dramă. Mă trag din neam de viteji, de ori de neam de treji. Vinia, bună dimineața doamnelor, domnilor, bună dimineața colegilor, bună dimineața tuturor. Este marți, draga mea, afară este soarele, este frumos, doamnelor, domnilor, și aveți toate motivele să stați alături de noi la Matinal și Popular. Pentru că, nu-i așa, am început cu oițele, fetițele mele dragi, iubesc oițele și caprele, mor de dragul lor. Bună dimineața, dragul meu Mihalis, bună dimineața, doamnelor, domnilor, bună dimineața, colegilor, prieteni dragi, bună dimineața și românilor noștri de peste mări și țări care ne urmăresc în fiecare zi la Matinal și Popular. Păi s-o găsi cineva dintre prietenii noștri cu suflet bun și mare. Acum că toți suntem în perioada faptelor bune, să-ți aducă mă și ție o oiță. Să o văd așa intră pe poartă în fiecare dimineață în pași de dans. Dar știi că aș intra cu ea? Adică pentru mine. Dar știu că m-ai lăsat pentru o oiță. Știu. Și aș sta aici, aș pune lângă. Poți să-mi iau liber o zi? Da, poți să-ți iei liber o zi dacă mi-aduci o oiță drăguță. Ia, uite, și simpatică. Mă făcui creață, știam că vorbim despre oițe. În această dimineață. Da, ce-mi place umorul meu. Da, e foarte tare. Mie-mi place când ești simpatică dimineața. Doamnelor, domnilor, în această dimineață trecem și de la oițe și de la capre la frumusețe. La frumusețe. Dar sunt frumoase. Da, sunt frumoase. De ce am zis eu că nu sunt frumoase? Sunt frumoase? Miros bine, dar asta e. Au și ele propriul lor brand de parfum. Da, doamnelor și domnilor, poate există printre dumneavoastră un om cu suflet bun. Mă, când dai câteva mii de oi, mai contează una să o dai? Și nu o dai oricui. O dai lui Mihalis Dumitrache, bă, nu o dai la oricine. Da. Ziți bine? Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Dar trebuie să fie micuță, să putem să o aducem în fiecare dimineață în platou, să stăm de vorbă cu ea. Să chinuie biata oaie în fiecare dimineață? Dar n-aș chinui eu așa, așa zici tu? De ea. Da, așa, nu, așa cred. Uite ce spun colegii noștri, că au mai fost oițe în platou. Au mai fost oițe pe aici. Și căprițe, da. Și oițe. Da, au mai fost. Și tăurași.
Uneori au fost și tăurași. Am mai fost. Bine că nu mai sunt, cum ar veni, dar poate să fie. Vorbim despre frumusețe. Vorbim. Și ce frumoasă ești ca în fiecare dimineață, draga mea. Mulțumesc. Ai o rochiță extraordinar de drăguță și ne asortăm într-un oarecare fel. Verde cu bleu. Adida și tăi mă asortez. Bravo, 10, da. Am crezut că nu ai văzut. Și le salutăm pe fetele de la Mademoiselle Atelier, le pup. Dar îmi place dulce că vorbim despre frumusețe. Despre frumusețe interioară sau frumusețe exterioară? Despre frumusețea ce, despre interioară. Care frumusețe doriți să vorbim astăzi? Și interioară și exterioară? Despre amândouă vorbim? Adică acum mai nou când mergi la salon sau când mergi la medic spui interior-exterior, nu mai spui dar la spălătorie? Nu. Ca să știu. Nu. Sau apoi să spui tur și retur. E același lucru. Da. Așa se spune și la medic. Doamnelor, domnilor, toate domnișoarele și mai nou toți domnii își doresc să meargă la doctorul acela care taie frumos în arcadă. Dar doctorul nu doar taie. Uite, astăzi mai avem invitat pe domnul doctor estetician Alin Bortolini și ne va povesti că foarte interioară. Mulți bărbați apelează la serviciile domniei sale. Dar tu știi fac, că dragă, statistic există 50-50%. Adică și femei și bărbați care merg la estetician pentru a se aranja pe aici, pe acolo, de sus până jos și de jos până sus. Adică se demasculinizează? Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu se demasculinizează deloc. Doar se aranjează pe aici, face pe acolo. Bărbații. Sunt tare curios ce ne spune astăzi domnul doctor. Să ne spună domnul doctor ce da, își fac pentru bărbații. Că cine știe, da, poate aflăm lucruri noi și de ce nu. Până la 43 de ani nu a prea am vizitat sal doctorilor nici pe interior, nici pe exterior. Să știi că eu am câțiva prieteni care s-au aranjat pe aici, pe acolo și arată chiar foarte n-am bine. Vizitat saloanele doctorilor, pentru că așa le putem spune mai nou. Este nu mai sunt cabinete, sunt meu saloanele doctorilor. Inima în dinți și să zâmbești. Da, să-mi iau, adică am nevoie de foarte multe modificări, nu? Să-mi iau inima în dinți și să mă duci pe la care cabinete, dacă plătești tu, merg la toate. E, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre frumusețea interioară, dar și de frumusețea exterioară. Eu consider că toată lumea are ceva bun în ea. Nu există om pe lumea asta să nu fie frumos, atât la exterior cât și la interior, pentru că prin atitudine și prin ceea ce facem, suntem frumoși. Așa este, dragul meu, Mihalis, abia aștept să discutăm și cu invitații noștri de astăzi. Despre nu știu ce, dar despre frumusețe, nu știu ce părere are Tomiță, poate vrea și el cumva să, poate este curios, poate vrea și el să tragă pragul la salonul doctorilor esteticien. De ce, dragă? Dar de ce aveți așa prejudecăți? Dar nu am prejudecată, nu dacă n-am avut nevoie. Pe mine nu m-a făcut mama nevoie, natură perfect. Dar veți avea de acum înainte. Da, sunt curios ce zice și următorul nostru invitat, invitat surpriză de această dată, este la scenă, de-abia așteptăm să vorbim și cu domnia sa despre frumusețea interioară sau exterioară și despre cum ar merge și domnia sa la salonul doctorilor. Doamnelor și domnilor, haideți să descoperim împreună surpriza noastră de la scena matinal și popular. Să avem o zi excelentă! Mi-a dat, măi, lume, draga mea. Am
tot plâns și am tot oftat, măi, lume draga mea. Dumnezeu noroc mi-a dat, măi, lume draga mea. Face frunză sau ierbă purtată de vânt, măi. Omul este muritor, măi, lume draga mea. Nu e apă de izvor, măi, lume draga mea. Omul este muritor, măi, lume draga mea. Nu e apă de izvor, măi. Matinal și popular, prietenul nostru Nistor Viorel, vă invităm alături de noi pe Turcoazică. Are grijă domnul Nistor Viorel de silueta noastră. Noi ne chinuim, doamnelor și domnilor, să când ținem... despre noi, la cine te chinui? Păi, că noi ăsta. Voiam să scot în evidență faptul că în această dimineață... Tu te chinui, eu n-am nicio treabă, să știi. Domnul Nistor Viorel mi-a lăsat o ciocolățică la cabina de machiaj. Ți-a lăsat, deci nu e noi. Nu, nu e, ele... Cu ghilimelele de rigoare este două. Am bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața și dumneavoastră, bună dimineața și colegilor dumneavoastră, bună dimineața tuturor spectatorilor care ne văd și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, domnul Viorel Nistor, prietenul nostru, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre frumusețe, despre frumusețe interioară, frumusețe exterioară. Ce credeți că vă caracterizează cel mai bine, frumusețea exterioară sau cea interioară? Și interior și exterior, datorită faptului... Vezi, vezi, interior, exterior, așa am zis și eu, domne. Frumusețea interioară se referă la partea sufletească, cât te știi de bun, iar exterior, modul cum arată omul. Cum arată? Nu vedeți că mai nou toți bărbații se duc la saloanele doctorilor, pentru că nu le mai putem spune cabinete? Eu nu m-am dus și nici nu mă duc, pentru că mie îmi stă bine așa, deși... Nu cred că îmi dă cineva vârsta de 58 cât am. O, mulți înainte, eu mai mult de 40 nu vă dădeam. Eu am crezut că sunteți mai mic ca mine. Nu, acum în aprilie plec pe 59 și dar vedeți dumneavoastră, domnul Viorel, după o anumită vârstă, se mai lasă ploapa. Se lasă. Mai nu apare un rid. Mai apare un rid. Trebuie ajustat. Mai fuge păruțul, că fuge. Cum era vorba aia, mă, de pe capul deștept pleacă părul, sau cum era? Da, cam așa trebuie, ceva. Da, nu, mai nu trebuie să ne aduc aminte. Nu vezi că schiel. Îmi trag părul din spate, eu în față, ca să arăt așa. Au grijă, au grijă să mai întindă pe aici, pe colo, să mai ajusteze, să mai pună cât un fir de păr care a căzut. Mai contează eu și cum trăiești, îți trăiești viața. Și știu că primul job al dumneavoastră a fost cel de... Tractorist. Cel de tractorist. Și vedeți, de la tractor, pentru că mergi cu el prin vânt, nu ai acoperiș sau avea acoperiș? Avea acoperiș și vreau, dacă îmi permiteți, cu drag. După liberarea din armată, în 85 pe 28 februarie, când m-am liberat eu. Știu, tancul, armata, le-am învățat. Corect. Primul job al meu a fost tractorist. Stând o perioadă aproximativ de 3 ani de zile, am plecat la CFR-ul și am făcut gradul 1. Gradul 1 care mi l-am continuat cu seralul. Nu aveam liceu la ora actuală, atunci nu aveam liceu și am stat 3 ani cât mi-am terminat seralul, apoi am plecat la naș de tren. Și acum am înțeles că deja ți-ai absolvit și facultatea.
Da. Științe agronomice Științe și medicină veterinară. Medicină veterinară? Da. Inginerie profesați economică. În domeniu? Nu, nu, nu fac păi încet, asta. Încet, încet iese la pensie, ne-a povestit data trecută. Da, așa e, da. Și apoi, după ce am plecat de la CFR-ul, mi-am făcut școala de maestri, maestru mecanic, am profesat. Apoi ambiția m-a făcut, am făcut modulul pedagogic, cadru didactic. Psihopedagogic, psihopedagogic. Să deveniți cadru didactic, să predați ce? Da, am vrut la liceu să predau ca maestru mecanic. Mecanică. Într-un atelier. După aceea m-am răzgândit și am mers în paralel cu facultatea și cu școala de canto. Iar acum sunteți iară student. Tot elev sunt, am terminat facultatea cu 2 ani, iar acum sunt tot elev. Pe anul 3 la orgă, pe anul 2 la acordeon și sper că le închei cu tot. Orgă, acordeon, nu le încheiați. E păcat. 58 până la 100 mai aveți. Eu, omul nu se spune, nu e o vorbă. Nu e așa omul că dacă... trăiește în via, învață? Sigur că da, setea de a învăța, setea de a cunoaște, setea de a ști orice, este ceva. Pentru că... Mi-e o sete de o cafea. Știi cum da, este corect. Viața? De ca ce să... înveți? De-aia îți dai seama că știi mai puțin. Ca să da. Pleci de la... De ce înveți și studiezi? Ca să pleci de la un simplu tractor pe brază. Felicitări! Și... Domnul Viorel, vreți să salutați pe cineva în această dimineață? Da, îmi salut pe maică mea, care are o frumoasă vârstă, familia mea și toți cei care ne văd, toți cei care mă cunosc. Știți apreciez. Că nouă ne sunteți drag. Știți că ne sunteți drag și ne bucurăm că în această dimineață ați venit la Matinal și Populari. Să sperăm că dumneavoastră nu o să ajungeți în saloanele doctorilor pentru operațiile estetice, nu, deși nu se știe niciodată că la un moment dat s-ar putea să absolvim și astfel de școli. Adică intrăm acolo și învățăm cum stăm cu siringa sub ploape, peste ploape sau în alte părți, că mulți bărbați fac acest lucru și astăzi vom afla și de la domnul doctor. Vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm cu mare drag la mulțumesc, Matinal și Populari. Doamne ajută, țineți-o tot așa, mergeți, cântați la orgă, la acordeon, poate mai faceți un instrument după. Toată viața este o carte și cartea vieții până la urmă învățăm este scrisă de alegerile noastre. Nu, dacă îmi permiteți totuși să revin un pic, aspectul fizic constatat după mine, deși nu sunt de specialitate, provine de la stres și foarte mult de la supărare. Și ce trebuie să facem să nu avem stres? Adică, și să nu fim stresați, să nu fim supărați? Răutățile să le dăm la o parte, să nu aplicăm urechea la tot ce se discută în spatele nostru. Sau... Dar cine interesează cine ne discută? Să liber nu... toți oamenii să discute ce vor. Da, dar vedeți... Dar sunt, nu luăm în seamă. Sunt anumite persoane care pun la suflet și se stresează, aude ceva și știu eu și începe inimioara să-i palpiteze, zice, vai de mine, cum i-a făcut domnul mine? Viorel, domnul Viorel, antistres eu vă acum. Propun, da, să o facem melodie. O terapie antistres prin muzică, mergeți dumneavoastră la scenă și ne mai dăruiți o melodie frumoasă și noi vă mulțumim. Pentru toți cei mulțumesc. De acasă pe care i-ați menționat. Mulțumim, domnul Viorel, și vă mai așteptăm cu tot dragul la Matinal și Populari. Ne cântă Nistor Viorel. Mai, spune-mi dacă mă iubești, mai,
Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem alături de dumneavoastră la Matinal și Popular și în sfârșit pe turcoazica noastră, prietena dragă, Oana Timofte, numerolog, doamnelor, domnilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Mă bucur, mă bucur, mă simt foarte comod aici pe turcoazica voastră și în sfârșit am ajuns. Să știi că te primim cu tot dragul și cu tot sufletul și trebuie să le mărturisim și celor de acasă că am avut așa multe, multe interacțiuni cu voi, dar în momentul în care te-am văzut, am simțit că te știu de o viață și așa mi-este așa. Foarte drag mie personal și celor de acasă că în momentul ăsta ești alături de noi. Dar trebuie să o salutăm și pe Adina, care a rămas acasă, pentru că nu e așa, e graviduță și încet, încet va deveni mămică. Te pupăm, draga noastră! Te salutăm! Te îmbrățișez, Adina, și eu. Oana, să ții microfonul mai aproape și haideți să vedem, doamnelor și domnilor, cum ne influențează ziua de naștere, destinul. Despre asta o să ne vorbească în această dimineață numerologul nostru, Oana Timofte. Da. Draga noastră, începem cu cifra 1. Da, să explicăm celor de acasă, în primul rând. Vorbim doar de ziua de naștere, da? Adică ziua, luna, anul. Acum vorbim doar de ziua în care ne-am născut. Dacă, de exemplu, suntem născuți în ziua de 10 a 2015, luăm doar ziua 10, da? Adică 1 plus 0, 1. Da, adică cei născuți în ziua de 1, 10, 19, 28 au vibrația 1, interioară 1. Ce înseamnă această vibrație? Aceste persoane au o stofă de lider, da? Ei sunt cei care au calitatea de lider. Sunt 1. Exact. Sunt numărul 1. Corect, de asta sunt și 1. În schimb, își pierd un pic tendința asta de a putea colabora în echipă. De asta ei trebuie să fie primii în fața celorlalți. Iar un lider, într-adevăr, înseamnă că te poți integra într-o echipă, dar trebuie să fii totuși tu șeful. Au capacități intelectuale extraordinar de mari, da, au stil organizatoric foarte mare și reușesc, au capacitatea de a reuși foarte, foarte frumos în viață. În schimb, dacă asupra lor există o manifestare a unei autorități din partea unui părinte, din partea unui profesor, din partea unei persoane din exterior, să știți că aceste calități este posibil să se piardă. De asta astăzi eu prefer să vorbesc de calitățile pozitive și energiile pozitive pe care le ofer aceste numere, ca cei de acasă să înțeleagă că cu ce sunt înzestrați și să își asume curajul, voința, pentru că cu curaj și cu voință un 1 poate de veni învingător. Dacă, în schimb, avem autoritate pe un 1, se duce și mintea lui devine un haos. Aici e un pic cu skepsis. Dar 1, ești câștigător, ești lider, fii puternic și fii cu inițiativă. Și poate să joace și la loto numerele 1, 10, 19 și 28. Trecem la cifra 2. Cifra 2. 2 ce înseamnă? A fi în echipă, da? Ne luăm de mână, ne dorim să fim într-o echipă, ne dorim să fim protejați, ne dorim să fim... Să ne sprijinim unul pe altul. Exact, exact. Asta ei oferă și în același timp asta și caută de la cei din jur. Sunt cei cu 2 au capacitatea de a-ți vedea calitățile, da? Și te și motivează. Dar în același timp asta trebuie să le oferim și noi lor, pentru că ei au o emotivitate și o sensibilitate extraordinar de mare. Și pentru 2 sau cel puțin pentru cei, n-am specificat, ziua 2, 11, 20 și 29, da? Mai ales cei născuți în ziua de 11 au tendința de a se încărca cu energiile celor din jur. De asta, dacă te simți într-o zi prea agitat, să știi că e din... și nu simți că este energia ta. Exact, ai preluat energia și trebuie făcute anumite remedii, dar deja știu cei de acasă că noi avem programe, soluții și dacă se simt... Pentru că, de exemplu, o persoană care are prea mulți de 2, prea mulți de 1, prea mulți de 3, da? Orice număr care persistă și este în exces, e clar că acolo trebuie făcută o echilibrare. Doi merge foarte bine în echipă. Ne luăm de mână cu doi și ne motivează și e foarte bun. Și putem să trecem toate podurile și toate obstacolele. Corect, corect, corect. Mergem la numărul 3. 3. Aici avem parte de persoanele care pot vorbi ore în șir. E vorba de creativitate, e vorba de comunicare, ei sunt înzestrați cu darul de a vorbi. Să le spunem celor de acasă... Da, 3, 12 și... ziua 30. 3, 12 și 30, corect. Au o volubilitate, într-adevăr, dar grijă, pentru că cei care vorbesc foarte mult, la un moment dat pot deveni plictisitor față de parteneri, da? Adică
voi doi se presupune că sunteți un cuplu. El vorbește non-stop, dar la un moment dat simți și tu nevoia să povestești și tu ceva de... Da, și el nu ascultă. Exact, exact. El nu ascultă, el se culcă, vă zic. Își pierde imediat interesul. Treiul trebuie să fie conștient că trebuie să-și exprime autenticitatea, pentru că treiul are tendința de a fi un actor foarte bun. Treiul trebuie să aibă grijă la manipulare. În schimb, treiul poate fi pe scenă, poate la un microfon în mână și poate fi un entertainment foarte, foarte bun. Mergem la numărul 4, doamnelor și domnilor. 4, 13 și... 22. Și 22. Ai exact, bat până acolo. Bat. Exact, bat. Sunt domnul profesor. Eu mereu văd dacă copiază cineva. Deci nu e bine să fii profesor. Bine. Aveți grijă. Aveți grijă cu Mihailis dacă devine profesor. Dacă treiul este volubil, comunică și are foarte mult debit verbal, cu patru este exact la cealaltă extremă. Nu poți comunica prea... E pe mute. Exact. E pe silent. El se pune pe mut, pe introvertit, are obsesiile lui, fixațiile lui. În schimb, este foarte bun organizator. Dacă tu, de exemplu, ești o persoană care ești cu mai împrăștiat, e bine să ai un patru pe lângă tine. Iar dacă tu ești împrăștiat, îl poți împrăștia și un pic pe el, pentru că are și el nevoie să-și extindă un pic viziunea, pentru că patru este foarte împământenit, este foarte rațional și își pierde efectiv momentul de a trăi. El se fixează pe planuri, își fixează puncte și doar pe alea le parcurge și uită. De asta trebuie un pic tras de mânecă să spună, hai să ne distrăm și noi un pic. La patru, de asemenea, intervine limitarea proprie, pentru că el nu are capacitatea să fure și din alte viziuni. El, cu ceea ce consideră că este cel mai bun, pe drumul ăla merge și își fură oportunități, își fură șanse. Dar se lasă influențat? Nu, tocmai. Ar fi bine să se lase. El e ca și cum ar fi într-o cameră. Se închide într-o cameră, își desenează planul vieții și acolo e. El merge pe stabilitate. El trebuie tot timpul să aibă acolo o rezervă, trebuie tot timpul să-și... Și dacă rezerva lui 4 ar fi 5? Ar fi perfect. Ia să trecem la 5 să vedem perfecțiunea. Mi-ai făcut trecerea. Dacă 4 este introvertit și merge după plan, 5 e exact opusul lui. El vrea libertate, el vrea neconvențional, el caută să guste absolut... Aș vrea să le spunem telespectatorilor zilele. 5, 14, aveam, 23. Aveam bază în tine, Mihai. 5, 14 și 23, jucați și numerele la loto. Tot ce auziți aici, că nu se știe niciodată când deveniți milionari. Perfect, da. Deci 5, 14, 23. 5 îl ajută într-adevăr foarte mult un 4, pentru că 4 organizează, 5 îl trage un pic la distracție. 5, în schimb, are pe partea, trebuie să-și echilibreze un pic tendința asta de a trăi exagerat de liber. El, într-adevăr, are o viziune extraordinară, are idei noi, este un negociator foarte bun, te contagiază cu pofta lui de viață, pentru că el ce vede trebuie să atingă. De aici și 5 de obicei sunt infideli, să știți. Dacă sunteți cu un partener 5, să-l monitorizați mai bine, pentru că nu-i place și de vecină. Dacă vrea să atingă ce trebuie, doamnelor și domnilor, trebuie să atingă. Îl lăsăm să atingă. Ei au entuziasm pentru noutate, așa că asta e chestia pe care trebuie controlată la ei. E foarte ok pentru că trăiesc liber, într-adevăr, dar 5, instabilitatea și schimbare care vine pe energia lui 5, la un moment dat ei spre maturitate vor conștientiza că au trăit momentul și se trezesc. Chiar vorbeam în această dimineață cu un 5 și îmi spunea că a greșit instrumentul la care trebuie să cânte. Dacă cânta la instrumentul corespunzător, libertatea era mult mai mare. Mergem la 6. La 6. Te rog, Mihailis, 6. 15 și 20. Hai, Mihailis, da, 6, 15, 24, doamnelor, domnilor, jucați aceste numere. Eram o echipă, bun. 6. Când vorbim de 6, vorbim de tandrețe, vorbim de cămin, vorbim de familie, vorbim de devotament. Dacă cauți o persoană care vrei să fie devotată, devotat ca și cuplu, 6 este perfect, pentru că 6 are capacitatea să se sacrifice, să-și refuze propriile nevoi, până își sacrifică chiar și sănătatea pentru a se dedica celor din jur. Cu 6, în schimb, e cam greu cu comunicarea. Aici ne împiedicăm. Și el
este rușine sau nu are capacitatea să spună nu, de asta își ia o agendă, își scrie acolo și te ajută și pe tine, te ajută și pe tine și pe tine și ajunge din păcate să fie considerat irresponsabil, pentru că neputând să refuze ajunge să fie... Și rosește viața, cu alte cuvinte, și... dar spre binele celorlalți. Până la urmă și a face bine nu este rău. În schimb, 6 are un noroc extraordinar pe financiar. Deci îți aduce și... Exact. Are noroc la bani 6-le. Îți aduce norocul financiar, da. Oricine are ceva pozitiv. 7? 7. 7, 16, 25. Hai că până la final ne... În echipă suntem. Exact, exact. 7. Ajungem la cei enigmatici. Dacă vrei o persoană înțeleaptă lângă tine, dacă vrei să te cunoști mai profund, dacă vrei să te înțelegi mai bine, du-te și stai de vorbă cu un 7. Pentru că el îți va pune întrebările necesare care să te determină să te autocunoști și să te descoperi. 7 se duce în profunzime, 7 este misterios, 7 este, are o înțelepciune și un intelect extraordinar, 7 se duce în detaliile pe care ceilalți nu le văd și eu au un mister, autocunoaștere, analiză. Ce e drept, sunt extraordinar de perfecționist și aici greșesc, pentru că se pierd în detalii și sunt... Trece viața pe lângă ei. Da, corect, pentru că văd mai mult partea negativă a lucrurilor și se duc pe melancolie. Au nevoie de energie. Se duc pe melancolie și de asta și un 5 ar fi bine pentru un 7, să știi. N-ar fi bine și un 8? Ia să vedem ce zicem la 8. Ia să vedem dacă pentru un 7 este potrivit un 8. La 8, te rog. 8, 17, 26. 8, 17, 26. Nu m-am uitat, să știi, le-am spus de... Perfect, până la urmă am zis că... Le învățăm, da. 8 e cu atitudine extreme. Acum poate manifesta o căldură extraordinară și în secunda 2 te... Trece de la o stare la alta, exact, foarte ușor. Exact, te uimește cu starea lui. Te întrebă, ok, dar era aia cu cineva și acum ești altcineva. Are o bipolaritate. Exact, are sânge rece când vine vorba de business, are capacitatea să fie... E cel mai bun afacerist, e cel cu numărul 8. Pentru că își poate controla emoția, deține o autoritate extraordinar de puternică și sunt foarte buni, într-adevăr, pe business. Grijă pentru cei care fac într-adevăr business, pentru că trebuie să urmeze regulile, pentru că sunt foarte mulți cu 8, din păcate, care au probleme cu legea. Mediocritatea la 8 nu este cuvântul pe care... Fug de mediocritate, să știi. 8-ul caută statut social, 8-ul caută putere într-un partener. N-ai să vezi un 8 care să aibă un partener sau care să se mulțumească cu un partener care este mai moale decât el sau mai jos. Din potrivă, trebuie să fie cel puțin la aceeași egalitate. Iar dacă sunt 8 care nu au parteneri, este din prisma faptului că sunt prea puternici. Prea puternici, exact, și inhibă partenerul. De asta cei care au 8 și sunt încă singuri, trebuie să fie un pic mai... Să o lase un pic mai moale. Exact, să o lase un pic mai moale și... Măcar de aparență să o lase mai moale. Și să conștientizeze că pot construi împreună, nu neapărat trebuie să vâneze un partener care deja să aibă statutul financiar. Hai să mergem și la 9. 9, 18 și 27. Perfect, la 9. 9 se teme de abandon. 9 are tendința când simte, de exemplu un 9 când este într-un cuplu, dacă simte că ceva scârție, preferă să se ducă el să bată la ușă și să spună, să știi că ies eu din relație, nu mă părăsești tu. Și de ce face acest lucru? Incapacitatea, cei care au 9, au incapacitatea de a se detașa de experiențele negative, pentru că e clar, o despărțire înseamnă o experiență negativă și o experiență greu de depășit. Iar la noi e o experiență foarte, foarte dificil de depășit. Există, de exemplu, foarte mulți de nou care încă sunt angrenați, deși au familie, au copii, încă sunt angrenați și sunt conectați emoțional cu foști parteneri care poate i-au avut acum 5-10 ani. Deși ei sunt căsătoriți, de repet. Care trebuiau oricum să se detașeze de mult. Categoric, îți dai seama, adică imaginează-ți, tu ești căsătorit cu cineva, ai copil cu acea persoană, dar practic emoțional acea persoană este conectat. Mă gândesc la tine. Exact. Adică ar fi culmea culmilor, deși cu tine am fost acum 20 de ani. Adică am înțeles cu toții. E vorba, într-adevăr, cei cu nouă au un suflet nobil și își creează proiecția în a crea și a un context pentru o lume mai bună, ideală. De asta nouă sunt foarte buni și majoritatea nouă se găsesc
în persoanele care au grijă de animăluțe, sunt cei au care... suflet bun. Exact, care donează. Mulțumesc. La... eu sunt nouă și am un suflet extraordinar de bun. Draga noastră, îți mulțumim foarte mult pentru că ai venit și pentru că ne-am cunoscut. Și tu și sora ta sunteți doi oameni extraordinari și mulțumim. Vă așteptăm ori de câte ori, drumurile vă aduc la București și să sperăm că vă aduc mai des. Da, am să-mi fac un obicei în fiecare, la fiecare, în fiecare sfârșit de lună să vă fac o vizită. Dacă abia așteptăm cu mare drag vizitele tale. Iar cei de acasă ne pot urmări pe Instagram, Facebook și acum avem și canal de YouTube, Gemenele Timofte. Gemenele mai Timofte. Pomenit, oare ce număr de destin avea următorul nostru invitat? Nu știu, Oana, să nu pleci, draga noastră, nicăieri, pentru că vreau să ne cânte Cristian cine? Rizescu. El este. El este. Doamne, cât ai slăbit de când mergi la sală. Vin bravo, de la felicitări! De la sala de mese am venit și eu în această dimineață. Am card platinum.
Da? Cristi, vrem să-ți facem cunoștință cu prietena noastră, Oana Timofte, numerolog, și să ne spui repede ziua ta de naștere. 23 ianuarie. Numărul 5. Ia uite, microfonul, Oana, nu uita de el. Am învățat, deci 5-ul, fii atent, că 5-ul, spune-o acum. A speculat... Hai să le spună Oana, nu, că spune-ne Oana, că tu ești specialistul. A speculat Lavinia. Că 5-ul mai pleacă de acasă, mai exact, vis-a-vis de melodia pe care ați... La Cagici. Pe care ați cântat-o, exact. E compusă de dumneavoastră. Este făcută fix pe cifra ta. Nu, mine, dar se potrivește. Dar se potrivește, exact. Ați simțit-o și se potrivește. 5-ul e cu infidelitatea cu Gagicile și de asta de noi mai devreme, cu siguranță bine, aveți un 5. În copilărie. Da. Categoric, nu, vorbim de trecut. Vorbeam de prezent. Acolo asta, 5, 6. Exact, exact. În prezent am auzit că melodia asta e în trending, adică lumea o ascultă, e nebunie mare cu piesa pe YouTube. Da. Da, e în trending, merge bine. Nu e acolo în primele, dar sunt și eu acolo. E bine. Ești bine. Dacă ești pe YouTube, e bine, e bine. De-abia așteptăm să ne povestești cum stai cu gagicile și ce ai făcut tu la sală, dar, doamnelor și domnilor, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Îi mulțumim Oanei și o mai așteptăm cu drag. Stați alături de noi pentru că avem surprize pentru voi. Publicitate! Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Popular. Suntem alături de prietenul nostru, Cristian Rizescu, care, exact cum fac și eu, mergem la sală foarte des. Ne place foarte mult să facem exerciții. Te rog frumos să mă bagi și pe mine în ecuație, că și eu sunt o sportivă desăvârșită, da? Mergem Cristi, toți trei la sală. Toți trei. Cristi, vreau să te întreb, ți-a trecut cine febra? Vede? Ți-a trecut febra? Ești ok? Te-ai obișnuit? Gata, ai m-am obișnuit. Acum pot să merg... De câte ori pe săptămână faci sală? Pe nu, că merg foarte des. Merg o dată pe an, eu. Mergi foarte des. Dar și când merg... Dar și când merg... Ce se întâmplă când mergi? Eu nu merg așa de la un aparat din ăla. Eu toată sala o iau... Toate o iei la mătură, o iei... Pe aparat de fată, de băiat, de tot... Nu contează. Tu le faci pe toate, mergi o dată pe an... E ca și când ai face, dar ți-a loci foarte mult timp în ziua respectivă. Pleci de dimineață și termin seara ca să fie pentru... Când deschide, mă duc când deschide generală. Și plec când închide. 30 de minute sunt sănătoase de sport în fiecare 30 zi. 30 de minute de aparat. De aparat. Oh, da. Hai să vedem cu toții cum a fost experiența ta la sala de fitness. Treaba voastră. Miracol, doamnelor și domnilor, în sala de fitness cu Cristian Rizescu. Haideți să-l privim. Matinarilor. Azi, Cristi Rizescu s-a hotărât să lase sările de jocuri și de mese pe sala de fitness. Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Salut, bună dimineața, matinalelor! Cristi este unul dintre cei mai buni antrenori personali și în această dimineață ne va arăta cum se va descurca marele artist Cristian Rizescu la sala de fitness. Cristi, în primul rând, îți urez bine ai venit la noi bine la sală, găsit, e o onoare pentru noi. Astăzi vom lucra împreună, da. Vom face un antrenament pentru început, vom face un antrenament de cardio, vom pune un pic sângele în mișcare. Exact ce-mi doream eu, da. Facem puțină încălzire articulară, puțină sângele gimnastică. În mișcare nu pune și vinul roșu, sau? Și vinul roșu, de asta seara. Bun. Și apoi vom face un antrenament de greutăți, cu greutăți, pentru toate grupele musculare, în stil circuit. Deci la final vom putea juca X și 0 pe abdomenul lui, nu? Sigur că da, am pregătit markerul. Deja am început. Deja o să se vadă, o să se vadă rezultatele după primul antrenament. Haideți să vedem! Vom face prima dată încălzirea pe bandă, să punem un pic sângele în mișcare. Da. Când ești pregătit, apăsăm butonul de start. Ok. Mă țin de undeva? Te poți ține de aici și ușor
vei putea crește înclinația și viteza, benzii, dar pentru început... Să dau viteza mai mică, pot? Nu, asta e viteza maximă. Am făcut 2 km, văd deja. Nu, acolo de fapt e viteza. Nu sunt 2 km. Mai trebuie să mai lucrăm. Mai dau puțin la viteză. Așa, bun. Ia uite. Asta-i facem mai repede. Altceva acum. Ce te-a determinat să lași tigaia pe sală? Păi, mă cer cu nevastă mai mereu. Mai zlăbește, știu, mai zlăbește. I-am făcut și o melodie, dar făcând mai colo puțin. Și nu va fi geloasă dacă o să faci pătrățele și mușchi? Ai, nu cred. La câte femei frumoase sunt aici la noi, e posibil să fie puțin geloasă după. O să fac pătrățele? Cu siguranță. Doamne. Noi avem încredere în Cristi. Toate kilogramele le dau jos pentru tine. Vreau să le dau că meriți, toată dragostea s-o simți. Să vezi ce-ți răbesc, iubirea mea. Văd că aveți și poze cu mine. Da. Aici. Și asta cred că sunt eu. Sigur, tu ești. No? Păi când mai veneam noi la sală. În tinerețe. Da. Astea sunt pozele în perioada voastră de dinainte. De glorie. De glorie. Da, da, da. Super. Bun. Cristian, ești pregătit să facem încălzirea? Da. Bun. Okay. O să facem puțină gimnastică. Acum să punem un pic articulațiile, să încălzim articulațiile, puțin mușchii și apoi ne apucăm de treabă. Da. Asta care îmi place. Asta îmi place cel mai mult. Așa. Mai calma, da. O, oala. Pe partea asta nu prea. De kilogramele în plus mai scapi la Sam Gym, dar să știi că de testul meu rapid nu scapi. O luveni și tu, Toma, cu după am pregătit niște întrebări fulger pentru tine și aș vrea să-mi răspunzi la ele. Hai da. Să începem cu prima întrebare. Două gantere sau două ciolane de porc? Hai, merg pe două ciolane. Aole! Da. 5 genoflexiuni sau 5 mici zemoși? Păi până acum na, erau mici, dar acum... Dar gata cu micii? Gata, s-a terminat. 2 litri de apă sau 2 cani de zeamă de struguri? Un roze. Un roze? Da. Și. 3 abdomene sau 3 bucăți de ceafă la grătar? Ceafă e mai împănat, așa. Mergem pe piept de pui? Mergem, dar acum înainte. O oră la saună sau o oră pe plajă cu băieții la un cocktail? Pe plajă la o terasă mai bine. Acolo, da. Mai... Vine vara. Vine vara, da. Trebuie să arătăm bine, trebuie să jucăm mic și zero, da. Cristi. Da. O salată de verdețuri sau o varză murată cu jumări? Verdețuri? Păi ce, sunt iepure. Niște jumări cu șorici. Așa. Cristi, așa nu mai facem pătrățele. O să facem, hai că vedeți voi. Să mă vedeți la anul poate. 425, 426, 600, 650, mai puțin, Cristi, 845. Bravo! Bun, Cristi, poți să
să-l ajut. Doar atât, dacă nu mai vrei să mă fac. Da. Ai grijă să nu tragem, să nu tragem, să te lovești în cozoroc, da? Să tragem aici la piept. Bun. A, păi până aici trebuie, nu așa, așa? Până acum. Capul puțin pe spate, da. Și tragi la piept. Atinge pieptul, da? Bun, aici, aici, aici. Mai... Acolo. Și întindem bine brațele până sus. Cred că e de la energizantul acela pe care l-ai luat înainte. Da. Își face efectul acum. Cristi, ne poți spune unde te pot găsi telespectatorii la Sam Gym? Sigur că da, ne puteți găsi foarte, foarte simplu în sectorul 2, pe șoseaua Pantelimon, numărul 245, la mezanin. Ne puteți găsi iarăși pe site. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul www.samgym.ro. Bravo, Cristi, te descurci perfect! Da! Puțin. Postura e foarte importantă, așa e? Da. M-am apropiat 60 de 500. M-am apropiat de 560. Normal, la aparatul ăsta trebuia să am și mărțișor, îți dai seama. Luna mare, da. Da. Ai ajuns la 500 de repetări? 530, tu mereu furi din numărătoare. Ce mai avem? Cristian, da. Haideți să lucrăm un pic cel mai important mușchi, da. Cred. Astăzi o să lucrăm abdomen. Okay? Asta este, ești da. Pregătit? Da. Bun. Abdomenul trebuie, deci eu v-am spus, vreau să joc X și 0 la sfârșitul zilei. Avem și un marker aici, cu siguranță, după ce terminăm antrenamentul de abdomene. Ce joc mai e? X și 0 și șotronul? Hai! Ne apucăm? Da, asta unde să fac? Așa, bun. Brațele ții la piept. Poți să ții în față pe genunchi, dacă te ajută. Tărașul său pe spate. Și atât. Acum vii sus. Sus. Așa. A, e simplu. Sus. Doi. Așa. Să nu mă uitați aici. Uite cum au trecut 30, așa, imediat. 37. Aoleu, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut de... Cred că o să vin mai des acum. Vreau să vin și în septembrie. Să vin în septembrie, măcar dată la 6 luni. Aoleu, păi... Chiar merge o blondă de-aia acum. La... Nu blondă așa, blondă de-aia așa. Aoleu, Doamne. Și mici nu mai mănânc 5. Mănânc 3. Uite așa, o iau ușor. Cristi, îți mulțumim că l-ai convins pe Cristian Rizescu să se apuce de sală. Și aș vrea să ne mai spui încă o dată unde te pot găsi cei care vor să aibă un corp de invidiat. Sigur, mă ne puteți găsi pe pagina de Facebook, pe Instagram sau pe site-ul nostru www.samgym.ro. Ne găsiți de asemenea pe șoseaua Pantelimon, în sectorul 2, numărul 245, la mezanin. L-am văzut, dragi prieteni, pe Cristian Rizescu la sală, cum se antrenează. Ai fost de vis, aș putea spune. Mi-a plăcut mișcarea aceea cu degețelul, cum ținea el degețelul așa ridicat frumos și se înclina așa de bazin, își făcea încălzirea, doamnelor, domnilor. A, extraordinar! Ce ați văzut voi acolo e puțin ce ați văzut voi. A fost mult. A fost seara, mult. Păi, dar cum?
Arăta doar așa puțin. Știi că le-ai spus de respectatorilor, gata, am muncit destul, mă mai duc în septembrie. Da. Mi-am amintit de un banc, domne, mi-am făcut abonament la sală acum 3 luni și n-am slăbit deloc. Mă duc până acolo să văd ce se întâmplă. Păi. Exact așa e și tu. Eu vreau să mă duc până la scenă, dragi prieteni, pentru că acolo este colegul meu Mihalis, invitații noștri bat la ușă, cine știe? O veni și următorul nostru invitat de la sala de fitness? Nu știu, aflăm împreună. Da, draga mea, la vini aici sunt, am făcut câțiva pași, am făcut sportul de dimineață de la jilțul pe care m-a consacrat până aici la scenă. Te invit și pe tine să faci sportul de dimineață. Te invit alături de mine, draga mea, la scenă. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe pentru că următorul nostru invitat... Ai văzut-o? Da. Ai văzut-o? Așa. 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 Ai, da, de cu degețelul, capul. Cu degețelul ridicat. A, așa era. Așa era cu degețelul, cu degețelul ridicat. Nu, prefer cealaltă mișcare. Fine, da. Așa, știu eu niște mișcări, nu știu, ți le spun n-o în pauza de publicitate, dar în timpul materialului vreau să spun că am vorbit cu următorul nostru invitat și el chiar merge la sala de fitness. Da? Și eu zic să-l invităm în platou chiar acum pe prietenul nostru drag, Paul Stângă, bună dimineața! Bună dimineața, Paul! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața! Tu îmi povesteai mai devreme că chiar frecventezi sala de fitness. Da, este adevărat. De anul ăsta chiar m-am apucat serios și merg de 3 ori pe săptămână, uneori de 2 ori. Te desparți de acordeon sau și cu el mergi la sala de fitness? Pentru că, doamnelor și domnilor, trebuie să vă spunem, nu un secret, este un adevăr. De fiecare dată când vine Paul Stângă la noi, mereu este cu acordeonul la purtător, cântă și în pauzele de publicitate, le cântă și cameramanilor, le cântă tuturor oamenilor care se află în jurul lor. Astăzi a fost încântat și Renato, colegul nostru, a ascultat o melodie frumoasă un pic mai devreme. Paul, ce ne cânti în această dimineață? În această dimineață am ales 2 piese să vă cânt. O melodie care o știe toată lumea și care a cântat-o Ileana Sărăroiu, se numește O bătrână într-o gară, și după aceea cealaltă este un colaj Surpriză. Un colaj surpriză! Ne plac surprizele, dragul nostru Paul Stângă. Pentru toți telespectatorii, cântă chiar acum Paul Stângă! Thank you.
ce frumos ne-a cântat. Te invităm pe turcoazică, dragul nostru Paul, pentru că avem o surpriză pentru dumneavoastră, pentru toți telespectatorii și mai ales pentru toți bărbații în această dimineață. Esteticianul vedetelor, cele mai faimoase vedete din România, cele mai cunoscute, i-au trecut pragul și ce credeți dumneavoastră că sunt aproape în proporție bărbați-femei? 50-50. Nu credeam așa ceva, draga mea. Ne spune domnul doctor. Cu alte cuvinte, nu mai mergem la cabinetul doctorilor, mergem la saloanele doctorilor. Iar în continuare, doamnelor și domnilor, vom afla ce intervenții evazive sau non-evazive fac și bărbații. Ne spune domnul doctor estetician Alin Bortolin în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit pe la noi! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Te invităm direct la Turcoazică. Domnul doctor, vă invităm alături de noi pe Turcoazică, pentru că cred că am eu mai multe curiozități decât bărbații, dar pentru că sunt în lumea minoritate, în lumea bărbaților astăzi, în dimineața asta. Bună dimineața, vă spunem. Bună dimineața. Ne bucurăm foarte mult că ați reușit să ne faceți o vizită astăzi și să ne povestiți despre intervențiile pe care le preferă bărbații, în general, când apelează la serviciile dumneavoastră. Ia să vedem ce preferăm noi. Într-adevăr, sunt din ce în ce mai mulți bărbați care apelează la chirurgia estetică. Intervențiile, să zicem, specifice bărbătești sunt cele pentru ginecomastie, adică excesul de glanda mamară sau țesut adipos grăsime la nivelul pectoralilor. Cu alte cuvinte, își scot grăsimica exact de la pectorali. Exact, exact. Se pare că sunt mulți pacienți care sunt foarte deranjați de acest aspect și asta e una din intervențiile specifice doar pentru bărbați. Din ce în ce mai mulți apelează la asta și se face liposucție, se îndepărtează glanda mamară pentru a avea un piept, un pectoral cât mai plat, cât mai ferm. Așa, pe lângă pectoralul cât mai plat... Uite, vedem în imagini și noi și telespectatorii noștri fotografii cu pacienți care v-au trecut pragul. Bănuiesc că este vorba despre o liposucție, a fost în... Da, chiar o fotografia... abdominoplastie a fost acolo, la fel și pentru ginecomastie a fost operat, a fost un pacient care a slăbit foarte, foarte mult. Mulți pacienți slăbesc în urma operațiilor de gastric sleeve sau poate prin dietă, prin sport, nu știu, 30-40 de kilograme și rămân cu excesul de piele la nivelul abdomenului, la nivelul pectoralilor și doresc să-l îndepărteze. Cam asta e o altă caracteristică. Văd și buzele bărbaților se remodelează. Exact, au început să apeleze chiar și pentru buze, pentru hidratarea mărilor. Exact, exact. Acid hialuronic, wow, în buze la bărbații, doamnelor și și otoplastie, exact. Otoplastie. Urechile clăpuge proeminente, la fel sunt foarte mulți bărbați, mai mulți decât femei care apelează la asta. Pentru că bărbații au păr scurt, nu pot să-și ascundă urechile, la fel ca doamnele, și foarte mult și cu mai frecvent. Da, și cred că sunt foarte mulți bărbați care repară și năsucul. Exact, exact. Foarte multe rinoplastii la bărbați, exact. Cam astea dacă sunt... Dacă ar fi să facem un top al intervențiilor la care apelează bărbații, cam care ar fi acela? Cele de ginecomastie, otoplastie, cred că ar fi deci pe... Deci ginecomastie este pe locul întâi. Da, pentru pectoral, otoplastie, cred. Pe locul doi, urechile. După care, probabil că rinoplastiile sau liposucțiile abdominale, cam așa, cam asta e topul. Am înțeles. Sunt și bărbați, să zicem, mai în vârstă care apelează la blefaroplastie, adică la nivelul pleoapelor, pentru a îndepărta excesul de piele sau chiar lifting facial. Am avut pentru bărbați cei care trec de, nu știu, vârsta de 50 de ani și care botox vor să se mențină fit. Botox, cred că majoritatea... Botox, exact, da. Din cele neinvazive, botox și acid hialuronic la fel apelează. Partea de PRP sau terapie vampir pentru păr, pentru cei care își fac implant de păr. Foarte mulți apelează. În ce constă această terapie? Efectiv, implantul de păr sau urmează și alte proceduri care se fac după ce părul a fost... Exact. După ce părul a fost implantat, s-a făcut un implant de păr, ulterior putem să-l ajustăm cu partea de terapie vampir. Se recoltează sânge și se reinjectează plasma cu trombocite pentru a stimula grefele de păr și a obține un rezultat cât mai bun în primele luni de la implant. Mulți pacienți vin așa câte 2-3 împreună în grupuri și facem terapia. Bărbații asta sunt mai fricoși exact, decât femeile. Așa am auzit și vreau să vă întreb dacă este adevărat. Bărbații
cam vin mai greu la cabinetul doctorilor și cred că se documentează mult mai mult decât doamnele în ceea ce privește procedura pe care urmează să o aibă. Și vreau să vă întreb dacă v-ați confruntat cu aceste probleme și, de exemplu, noi, eu, Cristi Rizescu, Paul Stângă, cam de ce am avea nevoie, fiecare în parte, pentru că suntem într-o lume a bărbaților, ne-am întâlnit la o cafea în această dimineață și doctorul ne recomandă. Cristi, hai să luăm aminte. Voi, poate voi, nu? Păi nu, dar hai să nu mă băgați pe mine. Nu, noi fiecare. Eu sunt la sală. Te rog frumos, dă-i un microfon și lui Paul Stângă, suntem în lumea bărbaților. Domnilor, hai băieți, curaj, că eu știu o grămadă de prieteni. Nu vă băgați peste Cristi, el merge și la sală și la sala de mese. Deci acolo merg și eu la sala de mese, sunt pe locul 1, am car platinium. Dar, de exemplu, tu, Paul, ți-ai face vreo intervenție? Niciodată nu m-am gândit la treaba asta și niciodată nu m-am gândit că bărbații își fac lucrurile astea, pentru că, vezi, eu dacă n-am avut nevoie și nu, adică nu... Poate am nevoie. Dar te gândești și încă nu simți nevoia, nu, Paul. Pentru nu că m-am gândit niciodată. Chiar bună. Credeți-mă, nu m-am gândit niciodată. Vezi? La lucrurile astea. De-aia ai venit la Matinal și Popular să te punem să gândești. Nu pot, domnul doctor. Nu pot spune eu dacă am nevoie de ceva sau nu. Uite, dacă... să ne spună domnul doctor Alin Bortolini, dacă fiecare. Tu ai nevoie de ceva, te ia așa frumos, el te scanează, ce l-ai sfătuit. Eu sincer mă simt bine în pielea mea și acum sunt și pentru mine acum natural. Acum să vedem și părerea specialistului, nu te supăra, te simți tu bine în pielea ta, dar domnul doctor ce zice? Într-adevăr, depinde foarte mult ce își dorește pacientul și de multe ori ei vin foarte de la riduri am umblat, domnul doctor. Și nevastă la pungile așa de sub ochișor, se băgăm un pic de exact, acest alurul. Exact. Da. Se pot face tot felul de lucruri și, într-adevăr, mulți pacienți vin de obicei cu anumite, să zicem, lucruri care nu le doresc la nivelul corpului și vin foarte setați pe ele, dar au și alte probleme pe care nu le observă. Și dacă ne cer sfatul, putem să le acordăm. Într-adevăr, ar merge ceva toxină botulinică la nivelul frunții pentru ridurile de pe frunte, de la coada ochiului, zona plăpei inferioare, a cearcănelor, tot așa. Ne pot trece cearcănele? Adică da. Se vede că dormim foarte mult după aceea. Adică nu se spune adevărul că am dormit 2-3 ore pe noapte și arătăm... Super odihniți. Se poate injecta acid hialuronic la nivelul plăpei inferioare pentru cearcăne sau chiar intervenția de blefaroplastie dacă avem ceva exces de piele, să îndepărtăm și excesul de piele și de grăsime. Acum, domnul doctor Alin Bortolini îl va scana și pe prietenul nostru Cristian Rizescu. Mă bine, mă decupează tot. Scuză-mă puțin, că am întrebare. Mai nou el merge și la sală și cu siguranță dacă va continua să facă sport și să slăbească, e va avea nevoie și de o liposucție. E timpul să deseneze domnul doctor cu markerul pe noi. Cred că la mine e de lucru mult. Stai liniștit că sunt hai în echipă să vedem cu tine. Părerea specialistului. Jucăm la aceeași echipă. Păi, într-adevăr, dacă vreți să slăbiți și urmați partea de sală, după aceea probabil că va rămâne ceva exces de piele și dacă vreți ne întâlnim pentru a îndepărta acest exces de piele. De la nivelul abdomenului se poate face și o întrebare. Liposucție. Cât ar costa un exces de piele? De la nivelul abdomenului? Da. Undeva 3.500-4.000 de euro, 4.500, depinde de amploarea intervenției. Da, nu avem să... voie să spunem prețuri la televizor. Okay, scuze. Le spunem în pauza de publicitate. Doar că aș dori să mai întreb un lucru. Fără preț. Nu, fără preț. Așa. Dacă ar fi să nu fac la nivelul ochilor ceva. Așa. Cum, că oricum se vede. Eu când de la 13 ani la anunț... L-am pus pe gânduri. Nu, da, m-ai pus pe gânduri, e adevărat. Eu când de la 13 ani la anunț și am pierdut niște nopți foarte multe în viața mea. Și tocmai de aia trebuie să ne reparăm. Probabil, nu în am perioada pus... asta în care stăm mai mult. Vreau să vă întreb o chestie. Dacă puneți acid aici la ochi, da. Vedeți că noi culoarea aici este diferită față de da, nu mai e culoarea pielei. Așa, da. Noi nu ne putem da cum se dau femeile cu nu știu ce să cum agrava, da. Așa. Credeți că sau știți pe cineva care și-a revenit la culoarea pielii? Sau doar să umflă pur și simplu ochiul și doar atât. Exact. În principiu, acidul hialuronic doar aduce volum și elimină această diferență de volum la nivelul plapei inferioare, dar nu neapărat culoarea, colorația. Am înțeles. Și pentru culoare... Foarte puține stompează și partea de colorație, dar nu 100%, adică nu e un tratament pentru această culoare. Există creme de depigmentare, există alte lucruri pe care putem să le facem pentru colorația de la nivelul plapei. Nu, v-am întrebat așa ca chestie. Da. Da. Stompează ușor, să zicem. Eu zic așa, să lăsăm băieții să discute
discute pentru că i-am făcut curioși și cu siguranță pe pauza de publicitate domnul doctor le va spune de ce retușuri au nevoie fiecare în parte. Luăm o pauză de publicitate și revenim. Cristian Rizescu, doamnelor și domnilor.
te invităm alături de noi pe Turcoa Zică, pentru că, nu-i așa, încă am rămas în lumea bărbaților și a tuturor provocărilor pe care aceștia le au uneori. Păi dacă l-avem alături de noi pe domnul doctor Alin Bortolini, medic estetician, esteticianul vedetelor din România, și tocmai am aflat astăzi, doamnelor și domnilor, că și bărbații trec pragul. Da, nu plâng câteodată. Da, și bărbații fac anumite retușuri, corecturi, pentru că ce să mai trăim într-o societate în care poate de multe ori ne obligă cumva gușa, ne obligă gușa, da, să o mai ajustăm, așa este, domnul doctor? Da, sigur. Mulți pacienți vin și pentru liposucție la nivelul zonei bărbiei duble sau este gușei. Este dureroasă o procedură? Nu, se face foarte, foarte ușor. Cu anestezie locală, durează maxim o oră, 300 de oră. Facem anestezie locală, amorțim toată zona și cu o canulă foarte fină aspirăm tot acest depozit de grăsime. Și cam în cât timp revine? Să zicem că o liposucție la gușă, de care nu aș avea nevoie, nu e barba aici, doamnelor și domnule, așa, să spunem că aș face o liposucție la gușă, cam în cât timp și-ar reveni gușa la forma ei inițială? Păi ar trebui să fie destul de permanent această intervenție. Dacă nu avem fluctuații foarte mari în greutate, în principiu rezultatul e pe termen lung, adică nu avem neapărat nevoie de un retuș sau o a doua intervenție. Se recuperează undeva cam în două săptămâni, partea de mici vânătăi, umflături, se poartă o cagulă compresivă pentru a ține pielea aderentă de nou contur și după aceea rezultatul e practic pe viață, permanent. Adică nu mai trebuie mască, pentru că o să... Da, 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 dar și după... Și după cine n-are gușă. Cine e frumușel, mămică, cine n-are gușă după? Da, da, stai să spun ceva, că după aceea porți mască și e nasol. Asta, dar nu, este, nu se vede. Asta este tema emisiunii noastre, frumusețea interioară, frumusețea exterioară. Dumneavoastră ce părere aveți, domnul doctor? Cum este bine să fie... oamenii, să fie frumoși și pe interior și pe exterior? Normal. Odată ce sunt împăcați cu ei și cu aspectul lor, se simt și mult mai bine în pielea lor și sunt mult mai încrezător, mult mai bine și din punct de vedere profesional și social. Sau ce n-a dat Dumnezeu, rezolvă domnul doctor. Exact, exact. Ce e bine să corectăm ce ne deranjează și... Scuză-mă, te rugăm, am și o întrebare. Tu ce ți-ai face? Mi-am făcut doar botox, doar toxină botulinică pentru ridurile de pe frunte. Super. De la coada ochiului. E singurul lucru până acum. Super. E singurul lucru până acum. Uite, un bărbat sincer care vine și spune și am fost foarte sincer. Am spus că nu m-am gândit vreodată că bărbații își fac treaba dar asta. Dar te-am pus pe gânduri azi. M-ai pus pe gânduri și mai cu seamă că am și întrebat despre ce e vorba. Adică... Mai ales că noi am vorbit despre cearcăne și trebuie să le spunem telespectatorilor și în pauza de publicitate cu acid hialuronic. Pe un termen de 6 luni arătăm extraordinar și probabil procedurile acestea mai puțin invazive, non-invazive, cum se numesc ele, durează mai puțin și trebuie repetate la un anumit... Exact, cam la 6 luni, un an. 6 luni, un an. Și dacă le-am luat pe rând, pentru că vorbim despre bărbați, la pleoape am înțeles 6 luni, dacă am face fruntea? La fel, tot ce înseamnă frunte, coada ochiului și ridurile dintre sprâncene, undeva cam 4-6 luni, deci cam de 2-3 ori pe an. Scuză-mă puțin, mai am o întrebare. Și dacă în cazul în care ți-ai făcut și nu-ți mai faci peste 6 luni, se va vedea... La forma inițială. Adică scade mai rău sau... Nu se înrăutățește aspectul, revine la forma inițială ușor, ușor. Ba chiar încă se mai păstrează o mică cantitate, chiar și la 6 luni. Adică e mai bine, nu mai rău în niciun caz. Că într-adevăr asta e o întrebare foarte bună, e un mit. Mulți pacienți se tem de eu nu pot să mă fac așa, sunt pe acoperta. Dacă mă știe lumea așa, să-ți mai recunoști. Acoperta e... Vorbești un preț la nuntă, te duci fără gușa. Cum ajungi la omenia? Respectul tău. Băi frate, ai venit fără gușă, fără burtă. Vedeți mă că taie omul din bani. Zice, n-ai venit cu gușă? Păi da. Apropo de muzică, voiam să vă întreb, domnul doctor, dumneavoastră, ce muzică ascultați? Toate genurile, nu neapărat
un anumit lucru. Tot ce e la modă. În timpul operațiilor ascultați muzică? Se spune că sigur că da. În timpul operațiilor, doctorii, când urmează procedura de operație, procedura chirurgicală, ascultă muzică și am suferit doar două intervenții chirurgicale și, într-adevăr, una pe care mi-o amintesc la nivelul pleoapelor, acolo am eu problema, se numește sindromul pleoapei flașce. Dacă mai are cineva, vă pot da multe sfaturi și așa. În momentul acela, doctorul care m-a operat a ascultam muzică și chiar muzică foarte săltăreață. Dacă mi-aș fi simt, e o senzație foarte ciudată când nu-ți simți pleoapele, pentru că ai senzația că poți să deschizi ochii. Și voiam să vă întreb, în timp ce operați, ce muzică ascultați? Toate genurile, într-adevăr, tot timpul ascultăm muzică, ne mai relaxează, ne mai destresează poate uneori și ascultăm orice gen muzical, nu avem ceva preferat. De azi înainte puteți să-l ascultați și pe Paul Stângă, sigur, și pe Cristi Rizescu, sigur, și pe noi, bineînțeles. Vă mulțumim că ați trecut pe la noi în această dimineață cu sfaturi utile și vă mai așteptăm ca de fiecare dată. Succes tuturor bărbaților și, de ce nu, trebuie să fim sinceri, în secolul 21, să apelăm cu încredere la serviciile care ne dau o încredere mai mare în noi. Bravo, și dacă i-am făcut curioși pe telespectatorii noștri de acasă și pe doamne și pe domni, vreau să vă invit, domnul doctor, să îi chemați pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube, pentru că mie mi se pare un lucru extraordinar ceea ce faceți dumneavoastră. Puneți foarte multe filmulețe cu toate procedurile, cu toate operațiile, astfel încât oamenii să vadă clar la ceea ce se supun în momentul în care aleg o anumită procedură. Exact, mai ales bărbații, ați punctat foarte bine, foarte mulți vin de pe canalul de YouTube și se uită foarte mult. Poate că femeile sau doamnele mai mult pe partea de Facebook, Instagram sunt, dar de pe YouTube foarte, foarte mulți bărbați și sunt bine documentați înainte să vină să facă intervenția respectivă, se uită cu atenție ce urmează, sunt curioși. Pe canalul de YouTube Be Perfect by Dr. Bortolini, la fel și pe pagina de Facebook și Instagram. Cu toții căutăm perfecțiunea, vă mulțumim tare, tare mult, doamnelor, domnilor, în continuare ne cântă prietenul nostru drag, Paul Stângă, muzica! Thank you.
Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Popular și voiam să vă reamintim că vineri, la orele 9 fix, începe festivalul bucatelor de post. Avem concurenți, avem juriu, avem de toate și iar mâncăm pe săturate. Da, 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 și la 1204, acesta este numărul nostru la care așteptăm un mesajele dumneavoastră, un euro plus TVA. Așteptăm ideile voastre, cu ce să concurăm și noi de data aceasta, doamnelor și domnilor, ce bucate de post să aducem noi ca să câștigăm trofeul în sfârșit, sau poate cine știe, telespectatorii noștri și-ar dori în această perioadă de post să organizăm anumite festivaluri. Sunteți prietenii noștri, sunteți colaboratorii noștri și așteptăm mesajele dumneavoastră și pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, dar și pe Instagram. Suntem peste tot și de luni până vineri în fața dumneavoastră, pe micile ecrane sau pe marile ecrane, cu surprize. Da, draga mea Lavinia, și vreau să vă spun că în această dimineață am postat o fotografie superbă făcută de colega mea Lavinia Furtună, care este specialist în selfie-uri. Cu siguranță vom face un material. Cât am învățat eu despre și selfie-uri. Câte diplome. Da, vezi, ai un trofeu. Da, am un trofeu. Ai trofeul pentru cel mai bun selfie. Am absolvit școli. Și eu, degeaba. Bine. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și-l invităm pe următorul nostru prieten. Un prieten drag, draga mea Lavinia, care în această dimineață vine să ne cântă muzică, muzică de calitate, muzică originală, muzică autentică, populară, românească, așa cum ne place nouă. Maestrul Gheorghe vine pe la noi. Bună dimineața! Nața! Bună dimineața, maestre! Bună dimineața! Bine, am regăsit! Ce face maestru Gheorghe? Frumusețe exterioară, frumusețe interioară, frumusețea melodiilor. Mulțumesc frumos! Am venit cu soarele pentru că e soare dimineața afară. Era înnorat, acum începe să încălzească. Sper să vină primăvara. Și noi suntem la fotosinteză aici. Da. De asta ne plătesc să facem fotosinteza. Da, da, da. Ce faceți, maestre? Ce să facem? Ca toată lumea, încercăm să facem veselie aici în platou pentru telespectatorii noștri dragi care, hai să facem veselie, care vă urmăresc tot timpul. Da, doamnelor, domnilor, veselie la Matinal și Popular cu maestru Gheorghe, muzica! Floarea din tei, așa trec cu alinei, și cresc cu-i trei lăstărei, lumina ochilor mei. I-am crescut mama muiere și cu chin și cu durere, și când cresc cu măricei, bine sau rău, n-a știut doar Dumnezeu. I-am crescut cu mângâiere, Dumnezeu mi-a dat putere și-am plecat la casa lor. Și
s-a crescut în uitați. Să iubiți nepoții mei, cum v-am iubit noi pe voi. Pe părinți să-i căutați și cu drag să-i ajutați la vreme de și domnilor. Ne-a cântat o melodie așa de frumoasă cu glasul domniei sale. Este o bucurie de câte ori veniți în platoul nostru, maestre Gheorghe Gheorghe, și vreau să vă întreb, sunt foarte mulți artiști care în perioada aceasta de pandemie au încercat să găsească soluții, poate să se reinventeze. Dumneavoastră aveți un plan pentru perioada care urmează și în care, na, totuși încă lucrurile nu și-au revenit în totalitate, să putem avea evenimente. Da, nici eu până acum nu prea am rezolvat mai nimic, pentru că nu ai unde să cânți. Ce poți să faci altceva decât să mai compui un cântec, să mai... Dar și că familia să într-un fel. Un eveniment foarte frumos pe care îl organizați dumneavoastră? Nu. Nu am gândit deocamdată la așa ceva, pentru că nici nu ai unde. Te duci să faci fără public și parcă nu e nicio atracție. Online. Totul se face online. Online? Da. Încearcă. Tot eu pe online. Și noi tot online suntem. Adică, eu știu. Publicul ne transmite acea energie de care avem nevoie și fără de care nu putem să fim, să vibrăm. E adevărat. Eu așa consider. E adevărat. Fără momentul public, în care cânti suntem... în fața unui calculator, chiar dacă știi că te pot asculta mii de oameni, nu este același lucru ca în momentul în care vezi pur și simplu omul că se bucură și înțelege ceea ce faci tu. E adevărat. Și tinerii sunt la zi cu totul. Eu nu prea sunt la zi cu astăzi tehnica vorbim asta. Despre frumusețea interioară, despre frumusețea exterioară. L-am avut și pe domnul doctor la noi în platou. Voiam să vă întrebăm și pe dumneavoastră. Considerați că este mai importantă frumusețea interioară sau cea exterioară? Cea interioară. Cea interioară. Cea interioară. Casa trebuie să rămână la infinit, pentru că cea exterioară se duce cu timpul la oricine. Oricât ai fi de frumos, timpul te rezolvă. Timpul le rezolvă pe toate. Sigur. Și tot vorbeam și de intervenții în lumea noastră a bărbaților. Mai nou și bărbații apelează la diferite proceduri pentru înfrumusețare, pentru ajustare. Folosim acum niște termeni din aceștia. Ați apelat sau apelați, vreți să apelați vreodată la un astfel de servicii? Nu, deocamdată nu. Ce mi-ar trebui un pic de păr, dar altceva nu aș vrea. Se rezolvă mai nou, în secolul 21, da. Se poate pune păr, se poate pune exact. Orice. Dar așa, la față, n-a așa avea de ce să umblu, pentru că chiar că ne-am avut de când eram mic, de la o vârstă mai mică. Și bunica mea a murit cu cearcăne la 90 de ani și n-a avut nevoie de și o intervenție dintre asta. Am văzut că au făcut unii colegi. Dar, maestre, da, vremurile s-au schimbat. S-au schimbat, și... dar să știți acum că... Acum trebuie să fim în trend și în trending. Uite, așa cum este și Cristian Rizescu cu melodiile lui pe YouTube. Operațiile astea sunt cu duș întors. La unii priesc, la unii nu. De multe ori când vine acasă după operație, în câteva săptămâni de zile nu mai cunoaște nimeni. Păi de frumos că... ce e! Și cam de așa rămâne, da, cred. Da. Cred. E foarte frumos, așa pare ca un dovleac. Pentru că am primit foarte multe întrebări și mereu dumneavoastră veniți așa impecabil la noi la emisiune. Îmi permit să vă pun o întrebare pe care ne-au pus-o și telespectatorii. Aveți mereu mustața și sprâncenele impecabile. Ce le faceți, maestre, să arate atât de bine? Ce să le fac? Pentru că ține tot de frumusețea bărbaților. Sprâncenele sunt așa, naturale. Mustața... o mai negrești și eu puțin, pentru că cu timpul... Cu ce o negriți, maestre? Cu rimel, cu ce să... Așa, să învățăm și pe telespectatorii noștri. Este foarte bine să învățăm. Este un truc, pentru că suntem mulți.
care din ce să facem, vârsta își pune amprenta asupra noastră și mai albește câte un fir acolo. Maestru Gheorghe Gheorghe vă învață un truc, doamnelor și domnilor, cu rimel se conturează ușor ușor mustața, mai ales când avem apariții publice, nu? Am încercat să-i spun și lui Drăgan. Drăgan, eram cu el odată la un spectacol și i-am dat cu un pic de rimel. Când s-a văzut el cu mustața neagră, neagră, a, nu, domnul Gheorghe, nu pot, că eu nu pot, s-a dus și a șters-o, s-a dus, s-a spălat. A, l-ați învățat trucul? Da, i-a spus cam ce poate să facă, dar mare truc nu este. Și i-ai dat cu un pic de rimel și gata, da. Nu e albă toată. Tot, dar... Și telespectatorii noștri. El fiind Drăgan mai brunet, îi trebuia blondă lui. Da, da. Cred. Contează rimelul, culoarea, culoarea rimelului. Da, îl salutăm pe Ion Drăgan și vreau să-i mulțumesc încă o dată. De fiecare dată când am avut nevoie de oie, Ion Drăgan mi-a împrumutat-o cu mare drag și îți mulțumesc, Drăgan. Te așteptăm la și matinal și popular. Vreau să mai spun, vreau să-i urez la mulți ani Mariei Cârnești, pentru că ieri a fost, ieri a fost ziua ei. Da? Prietena și noastră dragă. Dacă ați vorbit astăzi sau de, probabil că ieri ați discutat, să fie sănătoasă, la mulți ani și Doamne ajută, numai bine. Îi spunem și noi, prietenei noastre dragi, Maria Cârneci, la mulți ani, sănătate, bucurii, zâmbete și tot ce e mai frumos pe lumea asta, pentru că este un om extraordinar și ori de câte ori am invitat-o la matinal și popular, a venit cu sufletul deschis și în fața noastră, dar și în fața telespectatorilor și are un repertoriu extraordinar. Așa este, o salutăm încă o dată pe doamna Maria și o pupăm și știu că Paul are foarte multe proiecte în această perioadă și te lăsăm pe tine să le spui telespectatorilor, celor de acasă, ce ai făcut, Paul, și ce urmează pentru publicul tău. Păi am făcut multe lucruri, cel puțin în ultima perioadă, dacă e să o iau așa din ultima perioadă, am făcut cu nașii mei niște piese cu Maria Dragomiroiu. O salutăm și pe doamna Maria Dragomiroiu. La fel și pe nașa mea. Am fost cu Andreas la România au talent și am trecut mai departe și a fost un lucru extraordinar. Felicitări! Apropo de ce spuneați despre simțul publicului, noi acolo am cântat fără public. Și cum a fost experiența asta pentru tine? A fost, bănuiesc că a fost pentru prima dată când ai participat la un show foarte mare și n-ai avut public. Deci, eu am mai participat odată la acest show și m-am simțit prima dată extraordinar că am avut public și a fost foarte frumos. Adică am simțit vibrația oamenilor, zâmbetul lor pe față, cum aplaudau, cum, adică acum... Era practic juriu și în spatele juriului ecrane cu te, cu, deci nu, nu mai simți același lucru, nu mai am cântat cu aceeași plăcere și dăruire că eu așa cânt de fiecare dată, dar n-am mai primit înapoi bucuria aia oamenilor, nu știu cum să-ți explic. Până la urmă așa este, artistul probabil că dă același lucru, dăruiește din pasiunea lui, din dragostea pentru exact ceea ce face și are nevoie de schimb. Exact, am primit în schimb aprecierea juriului și bine, eu n-am fost neapărat pentru mine, că cei de acolo m-au sunat și mi-au spus să vin cu băiatul și eu m-am dus cu el ca să-l susțin, că era normal să-mi susțin băiatul, că fiecare părinte pentru ține... Pentru că Andreas face parte din noua generație, pentru că este foarte, foarte talentat și te mai așteptăm cu Andreas în platoul nostru, dar până atunci vreau să-i dau legătura colegului Mihalis. Mihalis, ce cauți tu la scenă? Prindeam legătura ta, dragă, de Pătrunjel, de Leuștean, de Mărar. Doamnelor, domnilor, suntem aici pe scena noastră, care încă este funcțională și așa va rămâne pentru dumneavoastră. Melodii frumoase, oameni frumoși, invitați aleși și în momentele ce urmează. Doamna doctor Viorica Chiurciu și Viorela Filip. Doamnelor, domnilor, vreau să intre chiar acum la noi, la Matinal și Popular. Bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână la scenă. Vă rugăm, doamnelor, două doamne extraordinare, să rămână, bine ați venit la Matinal și Popular. Să rămână, doamna. Aștept mielul.
Da, Viorela. Da, a fost o problemă, mai avem am cu înțeles. Dinții. Și când ne bâlbâim, ne facem mia culpa. Mea culpa. Doamne ajută. Știți că după vârstă chiar avem nevoie de lăsați. Da. Să rămână bine ați venit și ne pare bine să vă avem în platou. Bine v-am găsit, mi-era tare dor de voi. Și nouă și... ne era tare dor de dumneavoastră. Și am vrut să punctăm împreună, așa cum am vorbit și am complotat mai devreme, să-i spunem la mulți ani doamnei Viorela Filip, pentru că a fost ziua dânsei de acum câteva zile. Și eu sunt reprezentantul vostru în a-i mâna acestei doamne acest buchet de flori. La mulți ani, la mulți ani, doamnă. Filip. Foarte mult, la mulți mulțumesc. Mă emoționați pe măsură. Le meriți din plin. Ești omul pe care îl iubim. Mulțumesc. Pentru tot ce ai făcut în muzică. Multă sănătate și să ne trăiești mulți ani de acum încolo. Promit, am promis să trăiesc 101 ani. Doamne, Doamne ajută! Da. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată și să-i mulțumesc Vioricăi pentru darul pe care mi l-a făcut. Și darul nu constă doar în flori, noi știm mai bine despre ce este vorba. Și vreau să vă spun că sunt în premieră, e debutul meu absolut la emisiunea dumneavoastră. Deci, doamnelor, domnilor, dacă mă fac de râs sau nu. Vrem să vă spunem și noi la mulți ani, să aveți parte de tot ce e mai frumos pe lumea aceasta, să fiți iubită, să fiți fericită, să fiți cu zâmbetul pe buze și să trăiți până la 120 de ani, pentru că venim cam și noi cu un plus. Să trăim, da. Doamne ajută! Vreau să vă ajut. Vă rog, din vreau suflet. Să mulțumesc vă foarte mult. Așa l-aș ține numai în brațe, dar n-am cum. Aici avem frezii foarte frumoase, avem trandafiri extraordinari, pentru că este primăvară și primăvara este și în sufletul dumneavoastră. Doamna Viorica Chiurciu, nu era dor de dumneavoastră, nu v-am văzut de ceva vreme. Arătați foarte bine. Mulțumesc. Sunteți așa ca o primăvară și când v-am văzut și cu buchetul de flori în brațe, chiar parcă a intrat primăvara pe porțile noastre. Vă mulțumesc, Lavinia. Păi m-am îmbrăcat mai prețios pentru că am vrut să punctez acest eveniment, ziua doamnei Viorela Filip. Mulțumesc. Și eu de fiecare dată mă străduiesc să mă îmbrac într-un anume fel când vine în emisiunea voastră, pentru că, după cum știți și voi, mie nu-mi plac șabloanele, nu-mi plac ce uniformizarea și asta îmi place la voi, că și voi ați reușit să ne insuflați încrederea atunci când venim la voi. Voi ne-ați citit de fiecare dată sentimentele noastre, aspirațiile noastre. Pentru că și noi ieșim din șabloane. Sigur și că asta da. Ne dorim. Asta vreau să spun. Și cel mai mult mi-a plăcut la voi că ne-ați apreciat acea parte particulară a fiecăruia dintre noi. Pentru că în fiecare dintre noi există ceva bun. Și noi vrem să le arătăm și telespectatorilor că în fiecare dimineață că bunătatea se află în fiecare dintre dumneavoastră. Și ne cântă în continuare doamna Viorica Chiurciu. Sufletul tău,
Turcoazi, că un nume de referință în muzica ușoară, compozitor, textier, un om extraordinar. Este o bucurie pentru noi să vă avem aici, în platoul nostru, și abia așteptăm să ne povestiți despre colaborarea cu doamna Viorica Chiurciu, un alt prieten extraordinar al emisiunii Sigur, noastre. De îndată, dar aș vrea să amintesc că, și că nu e deloc puțin important, piesa aceasta pe care am cântat-o, Primăvară mai stai, este compusă și dăruită mie de compozitorul Nicolae Caragea. Versurile sunt ale mele și am cântat-o dorința de a mai păstra primăvara, măcar în suflet, dacă pe afară s-a mai trecut un pic, s-a mai dus, dar s-a mai pierdut. Dar astăzi soarele. A ieșit soarele. Nimic nu e întâmplător. Asta este. Deci primăvara ar fi bine, măcar în suflet, să ne rămână mult timp de acum încolo. Și să spun, cu Viorica a fost așa o poveste extraordinară. A fost o dragoste la prima vedere, ca să zic așa.
deși, mă rog, fiind amândouă două doamne, ne-am întâlnit la școala de artă prima dată. Ea venise să îi facă, nu știu, să facă cunoștință cu unul dintre profesorii de canto muzică populară. L-am întâlnit pe maestrul Mustățea. Am auzit-o cântând și mi-am dat seama că e olteancă. Și dintr-o dată simpatia s-a născut pentru vecie, pentru eternitate. Am văzut și că este superbă. Am mai văzut și un calendar pe perete cu tine acolo. Îmi amintesc și eu, da, în sala de curs a, da, maestrului Mustățea, pe care l-am zis, salut cu dragoste. Da, e un om lângă care nu știam atunci foarte multe. Sigur, vedeam la promouri, la emisiuni, dar nu știam foarte multe lucruri. După aceea am aflat că este un om doct, tobă de carte, cercetător științific, doctor în medicină, acum este director la Romvac, să faci atâtea lucruri și mai ales să le faci la superlativ. Dânsa a înțeles că și muzica are foarte multe asperități și lucruri pe care nu le poți prinde doar cântând în casă sau în baie, nu. Și atunci, un exemplu mai minunat decât ce a făcut dânsa și pe care îl dau tuturor, este faptul că după ce a făcut un milion de studii și de medicină, știi că vreau să mă fac medic eu? Nu, mă dar vezi? Știu că părinții tăi au fost medici. Mă vezi, stai în cadavre? Nu, în sfârșit, Doamne ferește. Așa. Un medic nu face doar asta. Noi ne gândim Eu mai glumesc. Dacă nu spun o prostie, nu mă simt bine. Bravo, doamnă! Haideți că mai veniți în lumea mea. Prea era așa tensionată atmosfera. Eram prea împăiat. Prea multe studii. Nu sunt bune, doamnă, la ce ne trebuie. Strică. Strică prea mult. Cartea tâmpește, maică. E multe studii și nu e bune studiile astea. Bunica mea zicea, maică, s-a tâmpit în carte. Știi, erau vorba. Așa este, doamna Viorela, parcă mai veniți de acasă. Asta e. Așa, îmi place. Așa, și după aceea ne-am întâlnit la foarte multe emisiuni. Vroiam să spun, să continui. A făcut conservatorul Gheorghe Dima din Cluj. Cine face? Dar noi știm tot. Puțin după 30 de ani. Avem tot CV-ul, doamnei Viorica Ghiurciu. Puțin după 30 de ani să cunoască muzica în esența ei. Pentru că muzica nu e și auzim doar la radio, că dai mai tare și oprești. Nu. Când devine pasiune și depășește hobby-ul. Exact. Când doamna Viorica este un exemplu pentru noi toți, pentru că niciodată nu și-a lăsat muzica la stadiu de hobby. A devenit pasiune și a devenit, și până la urmă, știință. Da, știință, arte. Doamna Viorica, cu așa o introducere... Eu mă simt copleșită, dar nu atât de mult, pentru că și voi sunteți la fel, și Lavinia și tu sunteți niște oameni foarte pregătiți. Da, ne-a plăcut cartea degeaba, doamna. Nu este așa. Nu mi-a folosit la nimic. Eu îi mulțumesc, doamne Viorela, mi-aduc aminte numai lucruri șegalnice de pe vremea aceea. Doamna îmi spunea că eu cânt fals și credeam că are ceva cu mine. O întrebam în ce tonalitate sunt, eu nu știam ce e tonalitatea. Ei, una mai jos, mai sus, mai da, la stânga, mai la dreapta. Deci așa, una la stânga, una la dreapta, și spuneam domnului profesor, nu știu, doamna Viorela, cred că are ceva cu mine. Mai târziu am înțeles că doamna nu avea nimic cu mine, mai târziu am înțeles limbajul medical și uite, maestru musical. Stânga este aici muzical și am înțeles acum cum se face, ce înseamnă o citire muzicală, ce înseamnă o teorie a tonalităților, ce înseamnă un interval, ce înseamnă o... Noi știm ce înseamnă două doamne frumoase, cu care vom reveni imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Învățați și iar învățați. Că degeaba. Seara la alter seara neanolino, treceam pe ulița ta și-am văzut care de lampa măi leano. M-am oprit și-am fluierat măi, dar cum a ieșit din cas măi leano.
să mergi pe vale la Norino, să-mi dai dulce, să-mi tare la Norino, că nu mai pot, frățioare, tot de focul lumii tale la Norino. De focul dumii tale la loc. Aseară pe vremea asta la Nolino, eram la fereastra ta la Nolino, te certa că ești amureaza mea, măi Leano. Mă da-n casă, te certa că ești amureaza mea, măi Leano. Să mă despăgubesc, măi Leano, și la vara să iubesc, măi, ca să mă despăgubesc, măi Leano. Zică, maică, taci o vrea, eu la toamnă tu-i lua, măi Leano. Și-ai să fii nevasta mea, și-ai să fii nevasta mea, măi Leano. Cuvânt toată ziua.
fața recuța gura, gura și căutătura. Pe mine mă mustră lumea, pe cuvânt toată ziua. Cu fața recuța gura, gura și căutătura. Ochii adesti se deschide o poartă și într-un alt decor aflăm ce înseamnă dor. Ne adună uneori și iarăși ne împarte și nu știu dintre noi cine au dreptate. Dar nu e prea târziu, dar nu e prea târziu. În viață poate e mai bine ca să ieri. Viața e mai bine să nu cerți un suflet neîmpăcat și-o dragoste uitată de amândoi. În viață poate e mai bine ca să ieți. În viață e mai bine să nu cerți în zilele ce trec, iubire ce se aprind în noi. Bravo! Bravo! În viață
viață este bine ca să ierți, așa cum spune și melodia prietenei noastre, Viorica Chiurciu. Veniți alături de noi aici pe Turcoazică, pentru că este momentul să stăm de vorbă. Astăzi vorbim despre frumusețea interioară, frumusețea exterioară și cum oare este mai bine să avem, așa, să apelăm și la toate aceste proceduri pentru a fi cei mai frumoși. Trucuri, bravo! Să avem frumusețe exterioară sau întotdeauna frumusețea provine din interior? Părerea mea este că frumusețea provine din interior, pentru că nu poți să minți viața și oricâte paliative ai folosi, până la urmă nu poți. Deci eu mi-am depășit limitele. Am fost de fiecare dată creativă, m-am ieșit din acele tipare conservatoare și am reușit să fac ceea ce ați văzut și ceea ce știți, deși nu mi este ușor, mai ales acum când încă trăiesc drama pierderii soțului meu, dar am spus că îmi arunc lacrimile și tot ce nu ține de mine și merg mai departe, pentru că mi-am înțeles rolul și predestinația mea, am de condus... Îmi cer scuze, poate este cel mai greu lucru pentru un om în viață să-și înțeleagă rolul și să știe ce vrea. Și cel mai important. Și cel mai important. Și dacă, nu știu, consider că este un grad înalt de înțelepciune atunci când spunem că ne cunoaștem foarte bine scopul pe această lume. Da, ceea ce îmi spui tu e parte din psihologia pe care o faci, sigur că da. Trebuie să știm cine suntem, ce vrem să facem, încotro ne îndreptăm. Totdeauna am răspuns la aceste întrebări și am ținut cont de perceptele. Încotro vă îndreptați. Încotro mă îndrept spre viitor. Spre lumină. Spre lumină, spre credință. Vreau să ne întoarcem la credința aceea, la simplitate, acea simplitate a sufletului, a iubirii pentru noi, a iubirii pentru Dumnezeu. Asta îmi doresc. Foarte frumos spus, pentru că, într-adevăr, trebuie să ne întoarcem către credință. Prin credință avem iubire, oferim iubire. Doamna Viorela Filip, frumusețea interioară sau cea exterioară? O prefer pe cea interioară. Asta pentru că probabil am început să mă pierd pe cea exterioară. Nu, glumesc. Frumusețea exterioară este inegalabilă, este doar a ta, este o bogăție pe care o câștigi în timp, o câștigi și prin naștere. Iar dacă în această frumusețe mai pui și suflet, lângă ea mai pui și suflet și știi de timpuriu ce urmează să faci și știi de timpuriu menirea pe lumea asta, atunci totul este foarte ușor. Eu, de exemplu, știam de foarte mică, știam să citesc pe la 4 ani, făceam cataloage deja cu copii, cu nume de copii, știu că și acum că aveam o elevă pe care o preferam și era, o chema Dan Dia. Cine o fi Dan Dia asta, nu știu, probabil că există cineva. N-ați reușit să o cunoașteți până acum? Nu, n-am reușit să o cunosc. Dar ați reușit să-i puneți note și să-i I-am pus note, dar îi puneam note, aveam cataloage. Dar era cânta frumos Dan Dia? Ei, cânta, era în imaginația mea, era o fluturaș. Da, am înțeles asta, că așa, era în imaginația noastră, mă refeream, dacă notele erau bune pentru ea. Inițial am vrut să fiu artistă și baletistă. Cu baletul nu prea mi-a ieșit, să vede cu ochiul liber de ce. Așa, artistă mi-a reușit într-o oarecare măsură, deci la mine s-au suprapus aceste două. Deci nu într-o oarecare măsură. Lăsați. De ce? Trebuie să spunem, pentru că sunteți un om care a făcut o carieră, care are șlagăre și da, nu foarte mulți. Și care știe să facă, întâmplător știe să facă mai multe lucruri. Știu să cânt, să predau, deci sunt și profesor de canto, știu să compun și piese, știu să scriu și versuri. Ei, și cu pianul mai chilabatez, dar din 3 în 2 așa mai rar. Cât de frumos. Frumusețea interioară este cea care ne face frumos și pe exterior. Și cu siguranță și următorul... Următorul nostru invitat, doamnelor și domnilor, de fapt prietenul nostru care s-a apucat și de sală. Să creadă lumea, știe, că mai e cineva pe aici. Știe foarte bine ceea ce face. Este vorba despre Cristian Rizescu. N-a plecat nicăieri. A mai dat câteva ture prin spatele sediului. El face fitness nostru, în continuare. Da, face fitness în continuare pentru că vine vara și totuși colega noastră Andra chiar vrea să joace un pic de X și 0 pe abdomenul lui. Cristi Rizescu ne cântă! O sută
noi, nașule, măi nașule, știm că nu dai înapoi, nașule, măi nașule, să dea Domnul să cunun, nașule, măi nașule, trei sate și trei comune, nașule, măi nașule, că ești cel mai gospodar, nașule, măi nașule, să te alegem de primăvară, nașule, măi nașule. Nașule, nașule, de-aia toți la tine trag, nașule, nașule, o să scrie anunț la poartă, nașule, nașule, hai la nașul că v-așteaptă, nașule, nașule, să dea Domnul să cunun, nașule, păi nașule, trei sate și trei comune, nașule, nașule, că ești cel mai gospodar, nașule, măi nașule, să te alegem de primăvară, nașule, nașule. Hai că ne duc mici prea mult, măi nașule, nașule, ceva de băut, nașule, nașule, un vin negru, alele, nașule, nașule, care stă pe unghie, nașule, nașule, să dea Domnul să cunun, nașule, păi nașule, trei sate și trei comune, nașule, nașule, că ești cel mai gospodar, nașule, păi nașule, să te alegem de primăvară, nașule, măi nașule. Doamnelor, domnilor, am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Important este să credem într-un lucru. Există și frumusețe interioară, există și frumusețe exterioară, există frumusețe și cu cât suntem mai buni, cu atât suntem mai frumoși. Mulțumim tuturor invitațiilor noștri, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru prezență, mulțumim și sponsorilor noștri din Acord pentru Sunet, IE Națională, Mademoiselle Atelier pentru ținuta mea de astăzi, Cofetăriei Claus, Nea Vasile Cozonac și Atmosfer Fashion. Vă pupăm, vă iubim și mâine dimineață ne revedem de la ora 9 tot aici. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Ne revedem într-o dimineață ardelenească, mâine la Matinal și Popular. Pe final ne cântă maestru Gheorghe Gheorghe. La revedere! Din vale vinui bun o caua ai mare, of, 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 vinui bun o caua ai mare, Crișmărița e hoață tare, măi, pe calcălare, vii cu șaua la spinare, of, 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 vii cu șaua la spinare, Crișmărița e hoață tare, măi, te duci.
puși cu patru juși. Doi bei, doi mănuși, mă. Of, 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 of. Doi bei, doi mănuși, măi, preșmărița. Cu patru boi mai vin apoi cu doi, mă. Of, 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 of. Mai vin apoi cu doi, măi, preșmărița. Ai buze moi, măi, măi. Crâșmăriță, crâșmăriță, eu te-am iubit de micuță. Of, 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 of. Eu te-am iubit de micuță, să-mi dai și mie o guriță, măi, măi.